Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Tatiana Gherța. Bine ați revenit la Moldova în direct. Guvern susținut de o majoritate parlamentară, guvern de tranziție, minoritar, referendum sau anticipate. Sunt scenariile care se joacă în prezent pe scena politică. Hotărârea de ieri a Curții Constituționale a impus resetarea discuțiilor de la zero. Mai există loc pentru compromis, în ce condiții și cu ce preț? Vom încerca să adunăm puzzle-ul politic împreună cu liderii formațiunilor parlamentare, pe care îi vom invita în platoul de la Moldova în direct. Începem discuția în această seară cu președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. Bună seara, bine ați venit la Moldova în direct. Bună seara și bine v-am găsit. Ca de obicei, ne puteți urmări și online pe terme.md, dar și pe pagina noastră de Facebook, compania Teleradio Moldova. Domnule Dodon, ieri am fost cu toții cu ochii pe ședința Curții Constituționale, acolo unde a fost anunțată o hotărâre mult așteptată atât de clasa politică, dar și de societate pe ansamblu. Hotărârea previzibilă, așa cum ați numit-o dumneavoastră, emisă de magistrație. Vreau să vă întreb dacă a adus mai multă claritate sau mai mult a complicat lucrurile la nivel politic, juridic? Eu cred că hotărârea de ieri a Curții Constituționale a confirmat ceea ce este indicat expres în Constituție și în alte hotărâri ale Curții Constituționale. De fapt, a anulat un decret anterior semnat cu încălcarea Constituției de către președintele țării. Este vorba de înaintarea repetată a candidaturii doamnei Gavrilița. Și acest lucru era un lucru care era evident, că anume asta decizie va fi. Și încă un lucru important, a confirmat că președintele din nou a încălcat Constituția, a încălcat legislația. Și a spus că este necesar dialog. Și noi astăzi am venit cu un mesaj foarte clar. Soluția este unică. Trebuie de așezat partidele politice împreună cu președintele țării, trebuie să așeze la masa discuției și să găsească ieșire din această situație. Trebuie lăsat ambițiile personale într-o parte, trebuie de tras linia. Alegerile au trecut. Mie mi se pare că cineva încă se simte în campanie electorală. Mă refer la actualul președinte. Alegerile au trecut. Trebuie de tras linia. Dar la cine vă referiți ce faci când vorbiți despre ambiții? Că trebuie de lăsat ambiții. La doamna Maia Sandu, în primul rând. Pentru că trebuie de lăsat într-o parte ambițiile personale. Rolul președintelui țării, eu am fost de multe ori în această situație, când poate interesele mele de partid, a partidului care m-a promovat la funcția de președinte, era să nu găsesc compromisuri. Dar rolul președintelui statului este să lese ambițiile personale într-o parte, să înceapă dialogul cu toții, să vadă care sunt problemele stringente ale oamenilor, pentru că oamenii, știți ce spun oamenii simpli? Eu chiar astăzi am avut ocazia, am fost într-o localitate rurală, am fost la mine sat în Sadova, după masă și discutat cu mai multe lume pe unele subiecte și spunea întrebarea foarte simplă, băi, dar ce vă sfădiți voi acolo? De ce nu vă așezați la o masă discuții toți? Lăsați ambițiile personale într-o parte. Dar sunt o mulțime de probleme care trebuie să fie rezolvate astăzi. De ce? Ce a sugerat curtea? Cel mai important, prima, că s-a procedat anticonstituțional pe data de 11 februarie, când doamna Dorleșteanu a semnat decretul repetat din înaintare, doamna Maia Sandu a semnat decretul din înaintare repetată a doamnei Gavriliță. Și a doilea lucru foarte important, a spus că este necesar dialog. Dialogul noi astăzi l-am început deja. Vreau să spun că colegii mei din fracțiunea PSRM, președintele fracțiunii și secretarul executiv, domnul Bătrâncea și domnul Furculiță, astăzi au contactat practic reprezentanții tuturor fracțiunilor și grupurilor parlamentare. Nu o să vin cu detalii cu cine și cum au discutat, dar noi am lansat deja aceste discuții, au avut loc discuții. Eu sper foarte mult că aceste discuții vor duce și la un anumit rezultat în timpul cel mai apropiat. Au fost discuții și cu răspunsuri? Eu nu pot să dau acum detalii. Evident că știu mai multe, dar nu au fost discuții oficiale cu comunicate de presă și așa mai departe. Însă important că pot să confirm că astăzi practic au avut loc discuții a colegilor mei din PSRM cu toate grupurile și fracțiunile din Parlamentul Republicii Moldova.
S-au fixat pozițiile, pozițiile unora, pozițiile altora. Este evident că poziția noastră rămâne cea care am anunțat-o anterior. Noi am determinat o candidatură care ar face față la această perioadă de criză în funcția de prim-ministru. Este vorba de doamna Durleșteanu. Noi considerăm că Mariana Durleșteanu ar fi prim-ministru cel mai potrivit în situația când avem criză economică, socială, pandemică, vom vorbi probabil astăzi și despre COVID. De aceea am înaintat această candidatură și sperăm să fie susținută. Înțelegem frustrările poate și a doamnei președinte Maia Sandu față de această candidatură, pentru că doamna Durleșteanu este o persoană mult mai puternică din punct de vedere profesionist și nu doar profesionist, decât actualul președinte a țării. Și poate sistemul să fie umbrită. Dar trebuie lăsată preferințele și ambițiile personale într-o parte și de mers înainte conform cu respectarea Constituției, evident, și obligatoriu trebuie să facem tot posibilul ca să depășim criza în care ne aflăm. În urma acestor discuții care au avut, au început deja cu fracțiunile, cu celelalte fracțiuni parlamentare, aveți un răspuns dacă aceste fracțiuni vor susține candidatura sau poziția Partidului Socialiștilor de a merge la consultări și de a-și menține poziția pe candidatul propus de majoritatea parlamentară? Candidatul propus de majoritatea parlamentară are susținerea 54 de deputați. Teoretic ar putea să vină încă și alți deputați în urma acestor consultări. Ele încă nu s-au finalizat, a fost doar prima etapă, dar 54 deputați practic este suficient pentru ca să oblige președintele țării să desemneze această candidatură. Știți, pe oameni mai puțin interesează toate aspectele acestea juridice și constituționale. Pe cei care analizează jurisprudența și cei care, la sigur, profesioniști care ne privesc acum, știu că ne privesc destul de mulți, toți înțeleg că așa încălcări a Constituției care își permite doamna Maia Sandu, de mult în Republica Moldova nu a fost. Pentru că când sunt 54 deputați foarte clar care vor să semneze, să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru și ignori opinia deputaților și fracțiunilor parlamentare, nu, așa ceva în Republica Moldova nu amintesc să fi fost vreodată. De aceea, pe de o parte, trebuie să facem tot posibilul să vedem ce facem cu respectarea Constituției, dar pe de altă parte să nu uităm că oamenii așteaptă rezultate concrete. Și această criză, acum vorbesc politică, economic, socială, cu ușă să vă dau detalii suplimentare, dar această criză politică și constituțională, care este în premieră pentru cel puțin ultimii 15-20 de ani în Republica Moldova. După anii 2000, eu nu mi-amintesc așa ceva. Poate a mai fost în anii 90, când era luptă între Parlament și președinție. Dar așa lupte și așa crize noi în ultimii 20 de ani nu am avut. Și generată de către actualul președinte a țării. Această criză constituțională generează deja probleme enorme pentru cetățenii simpli. Uitați-vă, noi nu avem un guvern stabil. Este un guvern în exercițiu. Lipsa unui guvern în exercițiu face mai dificile rezolvarea unor probleme care ciocnesc oamenii. Că cei deranjează pe toți la ziua de azi? Azi au crescut iară sau ieri prețurile la combustibil. De ce au crescut prețurile la combustibil? Evident că sunt și unii factori obiectivi că au crescut prețurile la bursă, nu știu unde și așa mai departe. Dar sunt și chestii subiective. Dar subiectiv este că avem un organ de reglementare care a fost numit în timpul Plahotniuc. Acolo sunt și profesioniști, eu nu o să fac până acum pe toți într-o oală. Dar nu avem un guvern stabil care să ia subiectul ăsta în mână și să-l gestioneze. Și asta este doar un exemplu. Exemplu de acestea pot fi multiple. De aceea, cu cât mai mult vom menține această incertitudine și nu vom avea un guvern stabil, cu atât mai dificil va fi pentru țară și cu atât mai mult vor avea de suferit oamenii. Dar asemenea abateri de preț, de numirea prețurilor sau creșterea prețului pentru carburanți, de exemplu, dacă tot ați spus, s-au mai întâmplat și până în acest moment. Deci atunci nu s-a intervenit? Anul trecut, când noi eram la guvernare, prețurile au fost în scădere. Practic din luna, dacă nu greșesc, martie-aprilie. Eu mi-aduc aminte o ședință care am avut-o împreună cu domnul prim-ministru Chicu și cu operatorii. A fost și publică, noi am făcut-o public. Unde am discutat destul de dur și am putut să menținem situația pe piața petrolieră din Republica Moldova. Și tot anul trecut, atât timp cât am fost în funcție de președinte și a fost guvernarea noastră în condiții foarte dificile,
Noi menținut situația dacă vorbim de prețuri la carburanță. Prețurile la carburanță încep să crească acum, de când s-a schimbat guvernarea, de când responsabile sunt alții de situația din țară. Deci eu și spun, atât timp cât nu va fi un guvern stabil, noi am propus oferta noastră. Noi considerăm că este o persoană bună, este o persoană profesionistă. Nu vă place această persoană, haideți să ne așezăm la masa de discuții. Președintele țării, partidele, repet, eu am făcut acest lucru de mai multe ori, în 2019, în situație foarte dificilă. M-am invitat-o pe doamna Maia Sandu, care nu vrea să dea mâna la întrevederi cu mine, pe Năstasă, și le-am votat guvernul. Pe urmă, când a fost dificil, am invitat pe Deo, am votat un guvern. Pentru a menține situația în țară, pentru a menține cumva stabilitatea și gestionarea. Acum nu se dorește acest lucru. Și aceasta deja generează probleme enorme pentru cetățeanul simplu. Și va fi nu doar cu prețurile, pentru că prețul la carburant se duce în lanț. În afară de preț, avem gestionarea situației pe medicină. Nu este deloc simplu. Nu este absolut deloc simplu. Eu am vorbit astăzi cu colegii din guvern, eu știu ce se întâmplă acolo, dar din nou, instabilitate. Responsabilitatea este la doamna președinte a țării că trebuie să cheme colegii din Parlament să găsească soluții, să numească un guvern și să miște. Nu vrea, lasă așa. Care e rezonul? Rezonul este acela că cu cât mai rău, cu atât mai bine va fi pentru partidul care îl reprezintă. Eu nu cred că asta e soluția. Trebuie să ne gândim la oameni, nu la partid. Vreau să vă întreb dacă veți merge la consultări atunci când va fi fracțiunea invitată la acele consultări cu poziția deja bine definită. Că uite, avem un candidat al majorității parlamentare și trebuie să-l acceptați. Aceasta va fi mesajul? Candidatul este. Eu cred că consultări, doamna președinte a țării a anunțat zilele acestea ieri că nu are de gând să facă consultări cu Parlamentul. Apropo, o declarație foarte arogantă, trebuie să coboare pe pământ. Alegerile au trecut. Gata, coboară pe pământ și discută cu lumea simplu. Eu, când am mânat buchetul de flori în data de 24 decembrie, în inaugurarea președintelui, eu cred că am procedat corect, am întâlnit cu un buchet de flori și am sugerat, am spus, doamna Maia Sandu, doamna președinte, este necesar dialog. Nu o să puteți depăși nici noi, nici voi o situație dificilă dacă nu o să avem dialog între noi. Și am propus acest dialog. Și uitați-vă, au trecut deja, azi e data de 24 februarie, au trecut 2 luni din acea zi. Dialog nu există și cu cât mai departe, ce se va întâmpla? Situația nu va fi mai bună și se va ajunge că va fi necesar dialog. Vom reveni la ceea ce am propus în luna noiembrie și în luna decembrie. Dar, din ambiții și năgâzdiște personal, am să pierdem 2-3 luni și oamenii o să sufere din cauza aceasta. Vreau să vă întreb dacă ați discutat personal cu doamna Mariana Dorleșteanu. Eu nu, cu Dorleșteanu? Cu doamna Dorleșteanu. Cu doamna Dorleșteanu am discutat personal. Chiar astăzi de 2 ore am discutat la telefon. Ieri am discutat, Pot să vă spun cum a venit candidatura doamnei Mariana Dorleșteanu. Noi eram într-o ședință cu doamna Greceanu, colegii așa, o ședință îngustă, și discutam despre ce facem în momentul nevotării guvernului Gavriliță pe data de 11. Venim cu o candidatură sau nu? Și aveam o listă mai mare de candidaturi. Și eu spun, znați probleme, doamna Greceanu, eu am o idee, năstrușnic. Am un candidat interesant în minte. Spune cine spune. Mariana Dorleșteanu. Da, să sunăm. Și a sunat împreună și i-am propus, a spus că îi trebuie câteva ore să gândească și a acceptat. Și eu cred că doamna Dorleșteanu va fi un prim-ministru foarte bun. Din nou, o să repet ceea ce am spus câteva minute mai în urmă. Este o persoană puternică, o femeie puternică, este un profesionist care a gestionat în ultimii ani rulajele într-o companie internațională de, dacă nu greșesc, 17 miliarde de euro, ceea ce este 17 miliarde de euro. PIB-ul Moldovei, produs intern brut, este de 200 de miliarde plus minus lei. 17 miliarde cât a gestionat doamna Dorleșteanu în ultimii ani. Asta sunt 340 de miliarde de lei, mai mult. Practic cu 50% mai mult decât tot produsul intern brut al Republicii Moldova. Este un profesionist. Eu cred că cineva se teme devenirea doamnei Dorleșteanu în politica moldovenească.
De ce reiterez sprijinul din partea noastră? Cu toate că a votat pentru Maia Sandu, doamna Dorleșteanu, a recunoscut public. Și imaginați-vă dacă eram în roluri diferite. Oare Maia Sandu susținea la funcția de prim-ministru o candidatură care vota pentru Dodon? Eu cred categoric nu. Dar eu sunt gata și eu o susțin. Da, a purtat la alegeri prezidențiale, a considerat că așa e. Dar este profesionist și poate să facă față acum acestei situații. A politică, fără implicarea în discuții, dezbateri politice, se ocupă de gestionarea situației. Și eu cred că din domeniul foarte repede ar găsi soluții și cu bugetul, și cu COVID-ul, și cu vaccinile, și cu tot absolut. Dar dumneavoastră are anumite rețineri față de persoanele care au desemnat-o, față de deputații care au semnat pentru dumneavoastră? Eu cred că o să aveți poate ocazia să o întrebați la direct. Dar zic, dacă tot ați discutat și ați menționat că astăzi ați avut o discuție. Dumneavoastră știe foarte bine că semnăm 36-37 deputați socialiști. Și solicităm de la toți din Parlament care doresc să semneze. Nu dumneiei a dat acceptul sau neacceptul ca cineva să semneze pentru ea. Pentru că noi am inițiat această desemnare prin votul socialiștilor, prin semnăturile socialiștilor, 37 deputați. Și doar ceilalți au venit cu susținerea acestui candidat. Da. Dar ați avut siguranța că UTE anume pentru Moldova, grupul format și acei deputați independenți își vor susține, de fapt, inițiativa socialiștilor de a înainta un candidat? Eu credeam și eram sigur că o susține toate partidele, poate cu excepția PAS-ului. Pentru că e logic. Să susții un candidat profesionist, tehnocrat, apolitic, pentru a depăși o situație dificilă. Dar, cu regret, suntem în situația în cei care suntem acum. Noi, dumneavoastră, la începutul emisiunii, ați spus că avem câteva scenarii. Noi, de fapt, avem două sau trei scenarii de bază. Primul scenariu. Doamna Maia Sandu coboară pe pământ și execută hotărârea Curții Constituționale. În cazul acesta, dumneai, și eu aș sugera în următoarele ore să semneze decretul de desemnare a doamnei Dorleșteanu la funcția de prim-ministru. Și atunci, în decurs de maximul 15 zile, doamna Dorleșteanu va fi votată în funcția de prim-ministru Republicii Moldova. Asta este scenariul numărul 1. Și este cel mai bun pentru noi toți, pentru țara mea bună. Scenariul numărul 2. Doamna Maia Sandu se împotrivește. Apropo, pentru scenariul numărul 1 și pentru discuții, eu sugera foarte mult lume în ultimul timp. Și experți de dreapta, și ambasadori occidentali. Și a pus capul și categoric nu. Păi ce fi? Scenariul numărul 2. Refuză categoric să execute hotărârea Curții Constituționale. Atunci noi intrăm într-o situație de incertitudine pe o perioadă destul de lungă, care poate fi soluționată diferit. Dar în scenariul 2 am putea fi cu acest guvern interimar, fără numirea unui prim-ministru, fără alegeri anticipate pentru următorii 2 ani, până la alegerile parlamentare ordinare din anul 2023. Și un astfel de scenariu este posibil. Pentru că președintele țării nu are posibilitatea să dizolve parlamentul dacă nu întrănește normele constituționale. Normele constituționale trebuie să înainteze un candidat la funcția de prim-ministru încă o dată, care să nu fie votat. Dar nu poate înainta cu o hotărâre de ieri a curții pe altcineva decât cel propus de majoritatea parlamentară. Deci scenariul numărul 2, unul e clar, a numit prim-ministru, mergem înainte. Scenariul numărul 2 se împotrivește și atunci nu se întâmplă nimic. Nici referendumuri, cum cineva spune, e referendum sau anticipate. Nu va fi nici referendum, nu vor fi nici anticipate. Va fi un guvern interimar până în anul 2023 și atunci se va dizolva Parlamentul și vor avea alegeri, loc alegeri parlamentare ordinare. Și este scenariul numărul 3, unul mai dificil, cu destabilizarea totală, cu proteste în masă, cu ieșirea situației complete de sub control și scenariul numărul 3 nu este clar unde va merge, în ce direcție. Vorbiți despre scenarii, urmează să vedem care vor fi aplicate, dar până atunci vreau să ne amintim un pic despre declarațiile dumneavoastră care au fost făcute, cel puțin una care a fost făcută în cadrul rubricii Președintele răspunde. În acel moment erați președintele țării încă și ați pus la cale sau ați menționat despre faptul că UTE să încerce să facă deputații din Parlament o majoritate parlamentară, să vină să-mi înainteze un candidat, eu voi examina acel candidat, dar niciodată nu voi accepta un candidat care este înaintat de transfugi. Acest lucru s-a întâmplat
acum? Timpurile grele solicită și decizii dificile. Nu poți ieși dintr-o situație dificilă în care suntem noi acum, dacă nu iei decizii și măsuri foarte dificile. Pentru că, repet, în caz dacă nu se votează în guvern, noi intrăm în afară de problemele economice, sociale, punem deasupra și criza politică și constituțională și atunci cetățenii vor avea de suferit și mai mult. Deci, la această etapă, unica soluție este votarea unui guvern. Pentru că eu aud foarte mult că haideți mai repede la anticipate. Cât costă anticipatele? 120 de milioane de lei. Hai să explicăm ce este 120 de milioane de lei. O vaccină rusească Sputnik V, care este recunoscută una din cea mai eficientă în lume și sper să fie înregistrată la o anumită etapă în Republica Moldova, pentru ca să primim această vaccină. Eu, dacă eram președinte, vaccinile din Rusia erau să fie aici deja în luna ianuarie. Să fie aprobată și de OMS? Nu obligatoriu de OMS. Este procedura, s-au depus actele. Eu, în general, consider că trebuie să fie toate acceptate. Și din IES, și din VES, și oamenii să aleagă. Cetățeanul să aleagă. Îi place rusească? O luată rusească. Îi place americană? Americană. Dar, ca să revin, vaccina Sputnik V în Federația Rusă la producător costă în jurul de 5-6 dolari. Asta e 100-120 de lei. Ce înseamnă 120 de milioane de lei pentru alegeri parlamentare anticipate? Aceasta înseamnă 1 milion de vaccine, dacă să le cumperi. 1 milion de vaccine. Înseamnă că din costul alegerilor anticipate, care insistă Maia Sandu, se poate de vaccinat toți pensionarii, toți medicii, toți profesorii, toți polițiștii și încă să mai rămân câteva sute de mii. Păi atunci, care sunt prioritățile la această etapă? Doar pentru a asigura ambițiile politice ale actualului președinte al țării să meargă la anticipate pentru ca să se majoreze numărul de deputați. Pentru că asta e sensul. Tot ceea ce se declară acum frumos de la tribune că hai să dăm jos mai repede pentru că acolo nu sunt deputați onești în Parlament, stai puțin, dar când noi am votat pentru dumneata prim-ministru 35 deputați socialiști, atunci eram onești sau nu? Dacă noi nu suntem unii, de ce ai acceptat atunci votul în 2019 din partea noastră și te-am făcut prim-ministru? Înseamnă că atunci eram unii. Dar acum când speri să dublezi numărul de deputați de la 15 la 35 sau la 40 pentru PAS, se începe această jonglare. De ce? Interesul pentru dizolvarea Parlamentului și pentru anticipate este doar unul singur. Și el nu ține de absolut nimic de interesul oamenilor simpli. Este interesul politic de a majora numărul de deputați a partidului Maia Sandu în rezultatul anticipatelor. Și atunci, haideți să punem pe cântar. Dar ce-i mai bine? Pentru cetățeanul simplu, nu pentru cetățeanul Maia Sandu. Pentru cetățeanul simplu, ce-i mai simplu, ce-i mai bine? Ca banii aceștia să fie alocați pentru 1 milion de oameni vaccinari? Să avem un guvern stabil următoarele câteva luni, jumate de an, un an, cât o să considerăm oportun, ca să trecem această perioadă dificilă? Sau să mergem pe ambițiile cuiva. Și eu cred că e mai important interesul oamenilor. De ce noi își propunem această soluție acum? Și nu spune, nu vă place acești 54 deputați cum s-au format majoritate? Haideți să formăm altă. Haideți să ne așezăm, haideți cu pasul. Cred că voi aveți 16 sau 15 deputați, noi avem 37, împreună avem 52. Haideți împreună să convenim asupra unui candidat. Noi nu insistăm că trebuie să fie anume această majoritate. Dar nu luați ambiția personală mai sus decât orice, că e ca noi ne-am pus și ne trebuie mai mulți deputați și da, oamenii lasă moară de COVID. Și dacă va fi propusă din nou Natalia Gavriliță și echipa ei? Nu poate fi propusă Natalia Gavriliță de către doamna Maia Sandu, poate fi propusă doar... Nu, de către doar... majoritatea despre care vorbeați, care ar putea în caz dacă fi o să fie discuții. În caz dacă majoritatea parlamentară va propune o astfel de candidat, atunci președintele țării este obligat să-l înainteze. Și majoritatea parlamentară să-l voteze. Dar PSRM va accepta? Asta întrebăm. Noi avem candidat. Aveți candidat, dar vorbeam despre discuții și în cazul în care ar putea să se schimbe configurarea acestei majorități parlamentare. Ne așezăm, suntem receptivi să discutăm absolut cu oricare, cu toate partidele din Parlament și eu cred că lucrul ăsta este corect pentru că oamenii au ales deputații, i-au trimis în Parlament să lucreze, să găsească limbă comună, să aprobe astfel de legi ca oamenii să trăiască mai bine. Dar nu să bată între ei și să lupte cine mai mare și cine mai tare, să învinuiască unul pe altul
și să vadă cum să obțină mai mult pentru un partid sau pentru altul. Bine, am înțeles poziția dumneavoastră, dar și ieri președintele Maia Sandu a ieșit în cadrul unui briefing de presă și a menționat foarte ferm și a expus poziția referendum sau anticipate. Vă întreb acum și pe dumneavoastră. Referendum sau anticipate? Nu va fi nici referendum și nici anticipate. Anticipate teoretic pot fi. Dacă noi o să avem dialog, dacă o să stabilizăm situația cu un guvern temporar, să doriți cum. Și după aceea o să mergem la anticipate. Dar referendum, dar care e sensul să mergi la referendum? Pentru ce? Să cheltui 100 și ceva de milioane de lei pentru referendum, deja nu pentru anticipate legea alt parlament, dar să cheltui 100 și ceva de milioane de lei pentru referendum, pentru ca pe urmă să revii în aceeași situație în care ești acum. Doamne, zic că voi aveți ceva minte. Care este sensul? Pentru că eu am văzut că cineva ne împinge pe noi, pe socialiști. Hai, lansați procedura de scoatere din funcție pe referendum. Dar pentru ce? Pe noi nu ne deranjează acum Maia Sandu. Noi ne deranjează interesele oamenilor, cetățenilor. Pe mine asta mă doare acum. Mă doare cum oamenii sunt suferi. Dar Maia Sandu cu dânsa e clar. E un căcat legislație deja de două ori, în decurs de două luni. Constituția, nimeni nu a făcut așa. O să vie timpul. O să vie timpul și e clar cum o să răspundă. De ce? Noi nu avem interesul de referendum și noi nu vom merge la referendum. Apropo, Curtea Constituțională nu s-a expus asupra faptului că a procedat incorrect, că nu a desemnat-o pe Mariana Durleșteanu pentru funcția de prim-ministru. Pentru că nu deputații trebuie să adreseze cu astfel de solicitare, dar Parlamentul. Care este procedura? 34 deputați pregătesc proiectul de hotărâre a Parlamentului, prin care se constată încălcarea gravă a Constituției de către președinte. Acest proiect de hotărâre a Parlamentului se transmite de la Parlament la Curtea Constituțională, care constată, dar noi deja avem încălcare gravă a Constituției. De ce? Pentru că Curtea Constituțională a anulat un decret și l-a declarat anticonstituțional și asta deja e încălcare Constituției. De ce? Noi nici dubii nu avem că doamna Maia Sandu a încălcat Constituția. Decizia de ieri a Curții Constituționale. Și după aceasta, această hotărâre se pune la vot în Parlament și se merge la referendum. Noi, cel puțin în planurile următoarele, nu avem nimic să mergem pe acest scenariu. Bine, vedem deja din declarațiile, cel puțin care sunt expuse în presa, în fața mass mediei, președintele Maia Sandu la fel. Le-a cerut politicienilor să dea dovadă de curaj și responsabilitate și să meargă la anticipate, să accepte anticipatele. Dumneavoastră la fel, i-ați transmis un mesaj dânsei și i-ați spus să își vadă de treabă acolo la președinție și legislativul să se ocupe de fapt de gestionarea și de rezolvarea acestei situații la nivel politic, mai ales că nu avem un stat prezidențial, dar unul parlamentar. Deci se poate ajunge la un compromis dacă vizibil nu este posibil, așa cum pozițiile sunt diferite. Trei scenarii. Primul, le-am auzit deja, primul, doar că nu știm dacă la acele discuții și consultări se va ieși cu un rezultat, pentru că discuții de acest fel au mai avut loc. Primul scenariu, se respectă decizia Curții Constituționale. Al doilea scenariu, nu se respectă și atunci președinția rămâne acolo unde este acum, în clădirea cei care a reparat-o, eu fiind președinte, și nu se implică nimic, pentru că președintele nu are competență. Și atunci Parlamentul merge cu hotărârile sale, cu legile sale, guvernul interimar merge cu hotărârile sale. Dacă se agravează situația, introducem prin hotărârea Parlamentului stare de urgență, în legătură cu COVID sau altele, ceea ce ne va permite să aprobăm și unele legi și unele hotărâri de guvern, chiar cu un guvern interimar. Asta e scenariul numărul 2. Și în cazul ăsta, răspuns la întrebarea dumneavoastră. Președintele rămâne acolo unde rămâne, face declarații de dimineață până seara, poate să facă declarații. Până ce să obosească și cei care scriu și cei care citesc și nu o să mai tragă nimeni atenție la președintele ăsta. Dar Parlamentul și Guvernul o să meargă înainte, până în anul 2023. Bine, ieri în cadrul ediției, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a menționat că, de fapt, dumneavoastră, ca în calitate de fost președinte al Republicii Moldova, ați indus o iluzie și o părere în rândul cetățenilor că președintele ar avea foarte, foarte multe atribuții și ceea ce spune sau deciziile președintelui sunt acceptate sau implementate în cele din urmă. Iar acum, dumneavoastră, spuneți contrariu, că de fapt ar trebui să fie alte declarații din partea președintelui și mai puțină implicare. Probabil domnul Alexandru Tănase s-a referit la altceva. Pe timpul președintelui până la mine, încrederea în instituția prezidențială era foarte jos.
era în jur la 5-6%. Datorită mandatului de președinte al meu, la sfârșitul mandatului de președinte în 2020, încrederea în instituția prezidențială era de vreo 7-8-10 ori mai mult. Și, practic, în ochii oamenilor, instituția prezidențială a devenit un simbol puternic. De ce? Pentru că oamenii au văzut că președintele poate fi puternic. Nu doar să sta așa într-o parte, dar eu am fost foarte activ. Și în dialog cu oamenii, și cu poziția, și mai mult ca atât, având o fracțiune importantă în Parlament, am reușit acest lucru. Dar eu niciodată nu mi-am permis să nu accept dialogul. Uitați-vă perioadele cât am fost la guvernare. Tot timpul am fost cu cineva. Nu am fost de părerea că trebuie să fiu singur, sam și mai departe cum se dorește acum. Am discutat, am găsit soluții, am riscat, am pierdut politic capital atunci când am făcut coaliții, chiar cu aceeași Maia Sandu, când ne-am dat tot guvernul, dar am făcut-o în interesul cetățenilor. De ce acum președintele țării, care a fost ales prin vot direct, trebuie să facă același lucru? Repet, trebuie să accepte dialogul. Dialogul pentru a găsi soluții. Atât timp cât nu va accepta dialogul, o să ajungă în situația când o să fie separat de procesele politice care au loc în Republica Moldova, o să rămână doar cu declarațiile că în această clădire frumoasă, dar Parlamentul, care suntem un stat parlamentar, cu guvernul cum este el interimar, o să mergem mai departe înainte. Alt soluții nu avem. Cu guvernul. Deci, în cazul în care nu se conformează deciziei Curții Constituționale, veți merge din nou la Înalta Curte pentru ce? Solicita iarăși implicare? Pentru ce? Curtea a spus foarte clar că președintele este obligat. Președintele nu dorește să respecte Constituția. Pentru ce să nu mai ducem la Curtea Constituțională? Președintele nu va putea dizolva Parlamentul, pentru că sunt condiții expres indicate în Constituție, în lege. De ce? Dizolvarea Parlamentului fără acest dialog este imposibil. Și atunci o să fie, cum a spus, scenariul 2. 2 ani o să lucrez așa. Dificil, o să fie greu, pentru că e guvern interimar, pentru că nu o să putem fi foarte flexibili în tot ceea ce ține de finanțe, de buget și așa mai departe, dar care e soluția? Alt soluție nu va fi. Bine, în cadrul consultărilor care ar urma să... Și responsabilitatea în cazul ăsta e pe Maia Sandu. O să fie așa cum este și acum, pentru că închiderea posibilităților de a numi un guvern, responsabilitatea e președinte. Cum vedeți consultările? În ce format? Împreună cu toate fracțiunile parlamentare și președinte sau separat? Eu vă spun ce aveți să fac eu. Imediat după alegerile prezidențiale, după intrarea în funcție anul trecut, eu aveți să invit partidele. Putem și separat, putem și împreună. Și să discutăm. Da, este opțiunea alegerii anticipate. Toți înțelegem că alegerile anticipate nu o să schimbe structura prea mult a Parlamentului. De-aia deja toți văd că nimeni nu o să iei majoritate. Iar va fi necesar dialog. Și dacă iarăși va fi necesar dialog, pentru ce noi să pierdem bani și timp? De ce eu să invit partidele să spun, haideți, uitați, nu vă place guvernul Chicu, care a fost atunci. Facem un guvern, o candidatură care susținem toți. Bine, dacă nu toți o sunt deputați, 50, 60, 70. Nu insist să fie reprezentant socialiști. Facem un guvern de acesta, de tehnocrați, de tranziție, numiți-l cum doriți, care se ocupe de problemele cetățenilor, 3, 4, 5, 6, cât atât se dureze criza, după aceea mergem la început. Asta vreți să fac eu. Și eu găseam numitor comun încă atunci, în luna decembrie. Repede, numeam un guvern și mergeam înainte. Și deja erau și vaccinii în Republica Moldova, deja aveam și program cu femeii, deja aveau să fie și creditul rusesc luat, deja aveți să fie toate programele cele de reabilitare a drumurilor și așa mai departe. Lucrul ăsta trebuia făcut repede. Și eu lucrul ăsta îl făceam dacă învingeam la alegeri prezidențiale, nu, lucrul ăsta era asigurat deja. Cu regret avem ce avem, dar acesta este votul cetățenilor. Ei au hotărât așa. Și au hotărât așa, au este dreptul lor. Dar eu am 700.000 de oameni care m-au votat pe mine. Și eu nu pot să o las pe Maia Sandu să încalce Constituția și să bată joc de toată populația țării. Pentru că acești 700.000 de oameni mă întreabă pe mine, domnul Dodon, dar noi pe dumneata te-am votat. Și te dai la perete? Pune la punct. Nu-i da voie să încalci Constituția. În limitele legii. Dar cineva se acoperă cu noțiunea de stat de drept. Vedeți ce frumos? Stat de drept. Adică ei încalcă Constituția complet.
pentru că nu le convenabil politic. Spun că Curtea Constituțională deja ia decizii proaste. Ați văzut că critică decizia de ieri a Curții Constituționale. Adică anul trecut, în luna aprilie, când Curtea, tot această componență, a anulat creditul rusesc. Sau multe decizii care au fost anul trecut, cu care eu n-am fost de acord. Eu le-am spus că nu sunt de acord, dar m-am conformat. Atunci Curtea era bună. Acum aceeași componență Curții, unde majoritatea sunt reprezentanții platformei PAS și DA. Sunt doar soamnii lor acolo. O luat decizie această curte conform Constituției, lor deja nu le place, atac Curtea Constituțională. Apoi asta ce înseamnă? Când e convenabil e alb, dar când nu e inconvenabil e negru. Păi și așa tot nu-i corect. Și eu cred că foarte mulți oameni din cei care au votat într-un fel la alegeri prezidențiale, acum înțeleg că au fost trași pe sfoară. Și eu cred că lucrurile s-au schimbat deja și se va schimba foarte repede. Și dezamăgirea va fi foarte mare. Pentru că una e să faci promisiuni, dar promisiuni au fost foarte multe. Eu vă amintesc promisiunile în campanie electorală că oponenta mea politică avea soluții pentru COVID, soluții economice, soluții, tot avea. Am îi spune, numește-ți un guvern și fă treabă. Nu vreau guvern. Eu vreau să merg la antipatic, să am mai mulți deputați și atunci să mă gândesc. Dar riscul care? Dacă îi se permite acum să încalce Constituția așa și să ajunge la antipatie, atunci creăm un precedent care știți la ce o să ducă. Dacă nu o să-i placă lui Maia Sandu următoare componență a Parlamentului, că nu a luat atâtea voturi, ei iară să blocheze. Iară să spună că eu nu respect Constituția. Mai dizolvăm o dată și mai mergem o dată la antipatie. Păi înșina să aibă numărul deputați necesari. Dar asta e contrar legilor. De ce este și Constituție, de ce este și această balanță între Parlament, între președinte, între guvern, care trebuie respectat. Dar Partidul Socialiștilor își dorește anticipată. Noi nu ne temem de anticipate. Problema nu e vorba acum că vă temeți sau nu, dar... Problema nu e acum că îndorim sau nu anticipate. Noi putem să mergem la anticipate, noi un rezultat mai prost nu o să luăm și lucrul ăsta este evident. Dar noi pentru ce suntem la conducere deputați la guvernare sau în opoziție, pentru a reprezenta interesele cetățenilor care ne-au votat. Păi, întrebarea care o pun din nou, alegerile anticipate vor rezolva problemele care se ciocnesc cu oamenii astăzi? Nu vor rezolva. Posibil, vor avea de suferit oamenii mai mult. Și plus încă 120 milioane de lei cheltuiți deasupra. Atunci, pentru ce? Acum, noi să mergem pe scenariul ăsta. Pentru că cuiva nu-i place care are ambiții. Nu o să dăm voie lucrul să se întâmple. Ați spus în repetate rânduri că o rezolvare a acestei crize politice ar fi o majoritate parlamentară creată dintre PSRM și PAS. Dacă până în data de 11 februarie aceste discuții nu au mai avut loc, după, acum, este loc de discuții pe acest format? Eu nu cred în acest format. Hai să fim sinceri. Sunt prea diferiți și spre declarații care se fac dintr-o parte în altă. Sunt multe state unde lucrul ăsta se întâmplă. În Germania, stânga cu dreapta, sunt la guvernare de 10 sau 15 ani. Partidul Merkel și Partidul Social-Democrat de stânga. Dar la noi lucrul ăsta, cu regret, noi vedem că e foarte dificil. Dar dacă să nu vorbim de o majoritate sau de o coaliție, dar de o majoritate în susținerea unui guvern, eu cred că se poate găsi compromis. Dacă s-ar dori, dar nu se dorește acum compromis. Pentru un guvern de tranziție, Platforma Demnitate și Adevăr, partidul deja este gata să-și asume guvernarea, un guvern de tranziție să fie format, fie el și minoritar. Cum vedeți această inițiativă și dacă au loc și asemenea discuții deja cu Platforma? Dacă Platforma, da, va găsi 54 de, sau 51 de semnături și va înainta o candidatură conform procedurii stabilite de Curtea Constituțională, atunci președintele țării va avea posibilitatea să aleagă dintr-un deja candidat a fost prezentat candidat. Alexandru Andrei Năstase. Nu are 51 de semnături. Nu are majoritate parlamentară. Deci, aș spun, teoretic, ar fi posibil în acest Parlament, fără participarea socialiștilor în ambele cazuri, pentru că nu a însemnat deja pentru un candidat. Dar teoretic ar putea fi o situație când cineva din cei care au semnat pentru Dorleșteanu semnează pentru Năstase și îl înaintează pe Năstase.
Bine. Teoretic, lucrul ăsta e posibil. Bine, oricum, urmează mai întâi să aibă loc acele discuții la președinție dintre fracțiunile parlamentare și președinte, în cazul în care atunci se propune această opțiune. Care este răspunsul Partidului Socialiștilor și, în general, a majorității? Președinția a anunțat ieri că nu va discuta cu nimeni. Este obligativitate, cel puțin a Curții Constituționale, cel mai probabil asta ar urma să se întâmple. Adică, dumneavoastră, presupuneți că președintele, în sfârșit, va înțelege. Dai moldoveanul în minte ce e pe urmă. Și îți va gândi că, da, trebuie să respecte Constituția. E că dacă o să ajungi la asta, noi obligatoriu să participăm la aceste consultări. O să discutăm și o să decidem acolo pe loc. Dar, reiterez, noi avem o candidatură care consider că este o candidatură bună. Dar iată că aceste neînțelegeri și lipsa discuțiilor, de fapt, pentru că asta e duce la neînțelegeri și discuții contradictorii. Mă întreb dacă ele se întâmplă în acest moment. Ați spus deja, au început cu anumite formațiuni câteva discuții. Soluții deocamdată încă nu au fost găsite și nu se știe când vor fi anunțate. Când anume? Noi batem apa în piu. Noi ne învârtim în jurul acelor. Așa, dacă nu ați vrut să ne dați detalii la început, eu încerc cel puțin dacă poate deja a fost găsită o soluție. Noi trebuie să vedem foarte clar ce așteaptă oamenii la noi. Adică, haideți să întrebăm pe operatorii care sunt aici. Ce așteaptă ei de la clasa politică? Eu cred că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova așteaptă la clasa politică rațiune, dialog între ei, și să găsească soluții pentru problemele care îi se confruntă. Problema numărul 1. COVID-ul. Acum problema numărul 1 este COVID-ul. Azi avem 1600 de cazuri. 1600 de cazuri. Spitalele sunt pline. Vaccinul nu este. Nu se ocupă nimeni de problema asta. Guvernul este interimar, pentru că președintele nu vrea să numească alt guvern. Problema numărul 2. Acum să încep lucrările de primăvară. Adică de luni 1 martie, mărțișor. Oamenii trebuie să iasă în câmp. La rat, la sămânat și așa mai departe. Combustibilul a crescut în preț. Ce facem cu asta? Problema numărul 3, salariile, pensiile. E că astea sunt problemele care interesează pe oameni. Și acum, întrebarea foarte simplu. Policienii, președintele țării și partidele toți trebuie să gândească, dar cum rezolvăm noi problemele astea oamenilor? Oamenii vor să rezolvă problemele astea mâine, astăzi, cu COVID-ul astăzi, cu motorina mâine sau ieri. Nu peste jumătate de an, pentru că dacă ducem la anticipate, ce înseamnă anticipate? Începate înseamnă că s-a început în luna iunie, după asta o lună, două pierzi consultări între partide și apare un guvern funcțional în luna septembrie. Dar COVID-ul e aici. Dar prețurile sunt aici. Dar salariile tot aici trebuie plătite. Și acum punem întrebarea, noi trebuie să punem întrebarea și oamenii întreabă, dar care e soluția? Începatele sau să găsesc limbă comună pentru problemele astea? Și eu cred că toți înțeleg că e la suprafață. La suprafață, decizia este una foarte simplă, că trebuie acum să găsesc limbă comună, să ne rezolvați problemele care noi nici ocnim în fiecare zi. Și eu cu asta mă ocup acum. Și cu asta încerc să-i explic, doamne președinte, care se crede mare și tare, că a votat-o, cum spune, 1.900.000 și ceva de mii, că uite, asta trebuie să fac și gata, și nu mă doare nimic, eu trebuie să merg la începate. Dar cum rezolv la începate problemele astea? O să ajungem la începate. Hai să rezolvăm problemele astea care oamenii se ciucnesc astăzi. Pentru că dacă noi nu găsim un compromis acum, problemele acestea o să fie doar în creștere. Noi dacă nu rezolvăm problema cu vaccinul următoarele 2-3 săptămâni, o lună maxim, dar în primăvară vin și alte forme de gripă. Dar oamenii cât o să... Dar spitalele ce facem? Dar ce facem cu medici? Deci problema este rezolvată astăzi. Mâine trebuie rezolvată. Eu sper să fie înregistrat săptămâna asta, în viitoare, aceste vaccine și noi să începem să le primim. Dar pentru asta trebuie un guvern stabil care se ocupe. Un guvern stabil. Întrebarea este dacă Partidul Socialiștilor este gata să voteze chiar pentru un guvern de tranziție, dar să nu fie guvernul propus sau candidatul propus de majoritatea parlamentară. Evident că da. Noi suntem gata să ducem discuții, negocieri, să găsim compromisuri în interesul cetățenilor pentru rezolvarea problemelor acestei concrete. Și pe urmă vom reveni la începate. Niciun problem. Le facem în toamnă, le facem la anul, decidem când. Dar le facem în vară, dacă doriți. Dar haideți acum să numim un guvern care să se ocupe de problemele acestea pe următoarele câteva săptămâni, câteva luni.
Și după asta revenim la subiectul de anticipat. Bine, și democrații sunt gata să susțină un guvern. Dar da? Președintele țării nu acceptă. De ce? Foarte simplu. Pentru că înțelege că cu cât mai departe ratingul președintelui va scădea. Pentru că oamenii, așteptările au fost în pod, Maia Sandu era pe val, oamenii au văzut că și încep să dezamăgească și ratingul Maia Sandu și a pasului se duce în jos. Și înțeleg că dacă alegerile o să fie nu luna martie, aprilie, mai, dar o să fie în iunie, iulie, august, septembrie, atunci o să iei mai puțin deputați. Și lor le dă lambăcii, cum spun moldovenii, de problemele care sunt acum. Pentru că interesează cum să iei mai mulți deputați. Deci ei vor alegerea începate acum și urgent. Dar noi le spunem, alegerea începate o să fie, dar întâi rezolvăm problemele la oameni. 1, 2, 3, 4, 5. De ce ei vor începate mai repede? De ce ei că vor să curățe parlamentul? De ce ei că vor să lupte corupția? Nu interesează din lucrul ăsta. Pentru că interesează acum, când ratingul lor încă e înalt, să obțină mai mulți deputați în parlament. Și gata. Pe urmă o să uite. Bine, și democrații, spuneam că tot ar fi gata să voteze pentru un guvern de echilibru, dar fără deputații din Partidul Șor și transfugi. Este posibil acest lucru? Atunci când pui la vot o lege în Parlament sau un proiect de hotărâre, nu știi cine o să voteze pentru ea. Dar dacă înaintezi un guvern și spui că să nu voteze nimeni, de exemplu, să nu voteze Șor, să nu voteze Candu și așa mai departe. Și când îl pui la vot în Parlament, ăștia ridică mâna, este dreptul lor. Și ce să faci în cazul ăsta? Acum am depus noi cererea aceasta cu înaintarea candidaturii doamnei Durleșteanu. Noi de unde știam cine se semnează? Conducerea fracțiunii domnul Furculiț a fost la toate fracțiunile. La toate fracțiunile. Și a spus, doriți semnați, nu doriți. Au discutat cu toți. Putea să fie doar 37 de semnături și atunci nu înaintam pe Durleșteanu. Exact așa, când o să propună un guvern în Parlament, nu știu care o să fie el, propus de socialiști sau de PAS sau de DAS sau de democrați, nu pot ști cine să voteze pentru acest guvern. Pentru că deputatul, fiecare în parte, are dreptul la vot. El pentru asta a fost trimis în Parlament. Dar răspunsul la întrebarea noastră, evident că noi nu excludem posibilitatea de a avea un dialog larg cu toți și de a găsi un compromis. Cât timp trebuie să dureze, de fapt, acest dialog? Mai avem timp la dispoziție? Timp este. El trebuia făcut în luna decembrie-ianuarie și depus punct. Dar țin cont de faptul că avem decizia Curții Constituționale care a declarat neconstituțional un decret și am văzut diferite interpretări a unor așa numiți juriști, că uite, o să vină data cu tare și atunci semnează decretul fără niciun fel de probleme. Nu. Nu se poate de constatat dizolvarea sau circunstanță pentru dizolvarea Parlamentului dacă nu o să se întrunească anumite norme constituționale foarte clar. Trebuie să fie minimul două încercări nereușite de votare guvernului. Noi avem pe ce fi doar una. Mai trebuie încă o încercare. De ce? În timp noi nu suntem limitați. De ce? Și am spus că există și scenariul când alegerile pot fi și peste 2 ani. Și nu o să fie numit nici guvern. Am putea să ajungem la impeachment? În cazul în care... Asta e situația cu referendum. Care este sensul să cheltui la referendum 100 și ceva de milioane de lei? Să vii la același rezultat. Adică din partea noastră, din partea opoziției față de președintele țării, care este sensul să mergem cu această inițiativă, să cheltuim bani și observi în situația de la început? Trebuie să-mi spuneți vreo logică, nu nicio logică. Da, de confirmat încălcarea Constituției de către doamna Maia Sandu, lucrul ăsta evident că este și va fi, și ăsta va fi primul președinte în 30 de ani de independență a Republicii Moldova, care a încălcat atât de flagrant Constituția și lasă rămâi lucrul ăsta pentru viitor. Istoria o să ne amintească de aceasta. Dar eu nu cred că o să se ajungă la impeachment sau la referendum în timp apropiat. Încă o dată vă explica de ce. Pentru că pentru noi nu-i preocuparea scoaterea din funcția Maia Sandu. Cu dânsa atât e clar deja. Pentru noi prioritatea este cum rezolvăm problemele oamenilor. Vreau să vă întreb dacă majoritatea care a fost creată pentru înaintarea candidatului la funcția de prim-ministru, Mariana Durleșteanu, au loc anumite întrevederi periodic pentru a discuta despre anumite subiecte sau pașii de viitor? Nu au loc astfel de discuții și nu există o coaliție. Ce înseamnă coaliție și ce înseamnă majoritate parlamentară? Majoritatea parlamentară se creează pentru un anumit subiect în plenul Parlamentului. Coaliția sunt angajamente
între partide, că noi am creat, am semnat acordul de coaliție, cu PAS, cu DA, am avut apoi acord de coaliție cu PD-ul. Aceea e coaliție. Deci e ceva mai serios, cu angajamente, cu așa mai departe. Dar aici a fost doar pentru înaintarea candidaturii. Deci e discuții, negocieri, corelarea agendelor nu au loc între acești 54 deputați la această etapă. Și ați văzut cum s-a votat două săptămâni în urmă în Parlament. Fiecare proiect era votat diferit. Nu votau tot timpul 52-54. La această etapă, dar în viitor? Ar putea să fie formalizată și formată o coaliție? Eu nu cred că în Parlamentul ăsta e real de creat coaliție parlamentară. Eu mai mult cred că vor fi majorități parlamentare pentru susținerea unor proiecte sau altele. Bine, vreau să discutăm un pic și despre sondajele care au fost anunțate și prezentate la începutul acestei săptămâni. Au fost prezentate două sondaje, Barometrul Opiniei Publice și sondajul Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Două sondaje aparent cu date fixe și asemănătoare, dar cel puțin rezultatele foarte diferite. Cum comentați, de fapt, această discrepanță pe care a observat-o foarte multă lume? Și săptămâna trecută a fost un sondaj, dacă nu greșesc, joi sau vineri. Eu am spus-o de mai multe ori. Eu nu cred în sondaje. Pentru că sondajul măsoară temperatura în societate pe anumite subiecte politice, sociale sau economice la o anumită oră, în funcție de dispoziția oamenilor și de ceea ce se întâmplă. Eu mă uit la tendințe. Adică nu atât cifrele care la ziua de azi, dar pe mine foarte mult mă interesează și eu analizez tendințele. Adică sunt sondaje din decembrie, din ianuarie, din februarie, sfârșitul februarie. Și pe mine mă interesează tendințele în așteptările oamenilor. Ce vedem noi în aceste tendințe? Valul și euforia după alegerile prezidențiale pentru dreapta este în scădere. Ei și-au atins apogeul pe luna ianuarie. A fost, apropo, eu am trecut prin această experiență în 2017. În anul 2017, după ce am învins la alegerile prezidențiale în 2016, pe luna ianuarie-februarie, ratingul Partidului Socialiștilor, în caz dacă ar fi fost alegeri parlamentare începate în duminica din luna februarie, noi luam 52-53 de mandate de deputat. Și pe urmă am coborât până în iunie la 33-34 în sondaj. Deci tendințele sunt clare în aceste sondaje. Ce mă interesează la fel în sondajele de opinie, care sunt așteptările oamenilor? Adică ce așteaptă oamenii de la clasa politică? Ce-i doare pe ei? Și că aici sunt întrebări de care am vorbit. Nu ar trebui să afle acest lucru din sondaje, dar... Poftim? Zic că politicienii nu ar trebui să afle acest lucru sau să aștepte sondajele pentru a afla ce își doresc oamenii și care sunt nevoile și necesitățile lor. Eu fiecare săptămână, două zile sunt în teritorie, că mâniți la drochi. Așa că eu am și discuții tot timpul cu cetățenii. Dar când se fac sondaje, se fac pe un șantion mai mare decât merge într-un raion și discuți într-un sat. Deci sondajele, în sensul acesta, sunt foarte utile. Bine, directorul IMAS a comentat, de fapt, rezultatul acestor sondaje, Doru Petruții, și menționa atunci că în momentul în care diferențele din sondaje variază mai mult de 3-4-5%, vorbim în mod garantat și de nepricepere și de investiții insuficiente și despre corupție și despre sondaje cu care suntem intoxicați. Ar putea exista și asemenea sondaje și care este scopul, de fapt, acesta? Domnului este, din câte o cunosc eu, din spațiu public, este o persoană cu experiență destul de mare, vastă, de aceea probabil știe ce spune. Și îi dați dreptate. La fel vreau să menționez faptul că în aceste două sondaje, ce ține de popularitatea și cine are încredere mai mare populația, Maia Sandu în acest moment se bucură de cea mai mare popularitate, iar dumneavoastră o urmați. Aceasta e și logic. Depinde de funcție? Așa e rezultatul după alegeri prezidențiale. Repet, eu am trecut prin această experiență în anul 2017. Depinde de funcție, depinde de efectul cine a învins la alegeri prezidențiale și lucrul ăsta va mai fi încă ceva timp. Pe urmă, se liniștesc apele. Bine, vreau să ne referim un pic și la activitatea Partidului Socialiștilor și mai ales la problema pandemiei de COVID-19. Ați menționat că
Partidul Socialiștilor poartă discuții cu cei de la Moscova cu privire la vaccinul Sputnik V ca să fie livrat aici în Republica Moldova. La ce etapă sunt aceste discuții și cum poate fi făcut acest lucru dacă Ministerul Sănătății este cel care se ocupă de fapt de logistică? Din câte cunosc, tot setul de documente a fost depus pentru a fi înregistrat acest vaccin. Nu pot să vă spun exact când va fi ședința comisiei de la Agenția Medicamentului care trebuie să ia o decizie în acest sens, dar eu înțeleg că în timpul cel mai apropiat, cel mai probabil, și dacă există așa posibilitate, le-aș sugera să înregistreze toate vaccinile disponibile, și Sputnik, și cele occidentale, pentru ca cetățenii Republicii Moldova să aibă acces și să poată alege. Eu cred că în curând vaccinul Sputnik V va fi în Republica Moldova. Eu știu că în Federația Rusă, de exemplu, vaccinarea este întoi. Chiar sunt locuri publice, unde fără plată te duci, te înregistrezi și îți pune vaccinul. Eu știu că, practic, mare majoritatea colaboratorilor ambasadei noastre de la Moscova au fost deja vaccinați. La inițiativa Ministerului de Externe Federației Rusă a fost inițiativa către toți diplomații la toate țările și anume cu Sputnik vaccinarea a avut loc și sper foarte mult că în timpul apropiat și cetățenii din Republica Moldova vor avea acces la acest vaccin. Aveți vreo siguranță din partea partenerilor Partidului Socialiștilor din Federația Rusă? La sigur vor fi. Vaccini vor fi. Când? Imediat după ce vor fi înregistrate. Nu pot să livrez vaccinul în Republica Moldova până când nu este înregistrat oficial. Dar nu o să-l duc în... Vorbeam dacă dumneavoastră... Mă interesam dacă dumneavoastră ați primit personal, poate anumite răspunsuri mai... Ultima discuție care am avut-o cu domnul Kozak în luna decembrie sau luna ianuarie la acest subiect. Și după aceea a fost scrisoare oficială din partea Ministerului de Externe Federației Rusă către Guvernul Republicii Moldova. Acolo erau și termeni indicați foarte clar. Că imediat după înregistrare, mergem foarte rapid, până la o săptămână ar putea fi primele 200 de mii de vaccine și mai departe câte 300-400 de mii lunar pentru a asigura vaccinarea cât mai rapidă tuturor cetățenilor. Toate aceste lucruri până la urmă ar putea fi posibile doar dacă vom avea stabilitate aici, dacă în Republica Moldova, stabilitate la nivel politic și așa mai departe. O concluzie de final, ce urmează și la ce să ne așteptăm de fapt? Și minte, cum va influența Partidul Socialiștilor la mișcările din politica moldovenească? Concluzia este următoarea. Politicienii, președintele țării, deputații trebuie în primul rând să se preocupe acum nu atât de ratingul partidului său, cât de nevoile oamenilor. Eu pot să vă asigur că socialiștii vor proceda anume așa. Noi vom fi deschiși pentru a avea discuții cu oricare. Noi, nicătând la acuzațiile care le aduce președintele țării, noi putem să dăm mână, întindem mână. Nu suntem așa de mândri și îngânfați ca unii. Noi ne șezăm la masă discuție, încercăm să găsim ieșiri din situație. Pentru că oamenii pentru asta ne-au delegat, oamenii pentru asta ne-au votat, oamenii pentru asta ne susțin, ca noi să avem grijă de ei. Deci noi, la sigur, vom fi responsabili în acest sens și vom face tot posibil, tot posibil, ca oamenii să suferim, să nu suferim, sau să suferim mai puțin, să aibă mai puțin probleme. Am înțeles, vă mulțumesc mult pentru participare în cadrul acestei ediții. Neapărat ne vom mai revedea și cu alte ocazii, doamnelor, mulțumesc. Domnilor. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Eu vă aștept și mâine tot aici, la aceeași oră. Nu ratați știrile de la ora 21. Seară minunată, vă doresc mai bine.